Condescu afirmă că a purtat discuții despre numirea lui Andrei cu primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, dar și cu Viorel David. Se pare că edilului nu i-a picat tocmai bine această veste și a anunțat că se retrage din adunarea generală a acționarilor. Am hotărât ca împreună să creăm postul de manager general. Începând cu 1 octombrie, managerul general al grupului va fi domnul Liviu Andrei, pe care îl cunoașteți. Toată activitatea administrativă a dânsului și de specialitate sunt convins că o cunoașteți și pe aceasta. Eu încerc scuze că poate de multe ori n-am răspuns foarte bine solicitărilor dumneavoastră, mai ales când clubul a avut foarte mult nevoie de comunicare, nu s-a comunicat. Aveți și antrenorul care comunică ca și mine mai greu. De acum încolo lucrurile sperăm să fie în regulă, o comunicare foarte bună. Dânsul se va familiariza cu tot ce este în cadrul clubului foarte repede. Andrei afirmă că se poartă discuții de mai multe luni pentru numirea sa în această funcție și este convins că nu va dezamăgi pe nimeni. E o discuție mai veche, au fost mai multe variante. E și pentru mine o surpriză plăcută asta. Sunt discuții de vreo de luni de zile, în care sunt acuzat că nu vin la luptă în județul meu. Mi-a fost greu în București, vin acasă, vreau să învăț ce este cu clubul, ce face clubul Pandurii și o săptămână, două de zile o să vă spun ce avem de făcut acolo. Sigur, discutăm și cu președintele, cu domnul președinte Condescu, trebuie împărțite absolut toate responsabilitățile, vom vedea fiecare care are ce fișa postului și nu cred că am să dezamăgesc pe nimeni. Așa cum era de așteptat, anunțul numirii lui Andrei în funcția de director general a născut o serie de controverse. Florin Cârciumaru a anunțat că se retrage din AGA și se pare că nici Liviu Andrei nu mai este la fel de hotărât să-și dea demisia din funcția de subprefect. Managerul privat al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, este ironic și spune că mai degrabă Pandurii avea nevoie de un antrenor de șah și nu de unul de lupte. Am o relație bună, ca om ne cunoaștem de mult timp, cu dânsul părea mea că totuși cred că era... Așa, ca un comentariu, să zicem, neutru. Era mai bun poate un antrenor de șah decât unul de, la momentul ăsta, decât unul de lupte. Rămâne de văzut dacă Liviu Andrei va demisiona din funcția de subprefect al Bucureștiului și va da curs ofertei venite din partea lui Condescu.